Băi, am o veste proastă, bă, nu vine să cred așa ceva. Bă, mă doare gâtul, mă doare o mână, cred că am dormit pe aia, cine știe, m-am amortizat, cine știe. Salutare YouTube și bine v-am regăsit la un nou vlog, fraților. Astăzi dăm peste noapte în mașină, o să dormim aici, da, fraților, cum ați auzit. Băi, o să fie destul de greu, fiindcă nu prea mai are aici mașină, o să dau drumul un pic la geamuri, să vedem dacă rezolvăm ceva. Și cred că o să fie super, super greu, fiindcă n-am loc unde să mă schimb, frate, n-am loc unde să dorm și eu, dacă e să dorm, frate, eu încerc să stau cât mai mult treaz ca să nu dorm și să rămână închilozat pe aici, fiindcă cine știe în ce poziție dorm, așa. Sper că vă place acest videoclip și dacă vreți să mai facem alt videoclip, frate, am unul și mai retardat și mai nebun, o să ne petrecem noaptea în portbagajul mașinii, trebuie să strângem la acest videoclip într-un timp cât mai scurt, frate, 50 de like-uri, să bubuiți butonul de like acolo. Cei care sunteți noi, subscribe și clopoțel, să activați toate notificările la acest canal. Nu uitați, frate, să dați un share, să ne vadă și prietenii voștri. Nu uitați să lăsați un comentariu, să spuneți dacă vreți să facem și a doua parte a acestui challenge, o noapte întreagă în portbagajul acestei mașini. Da, fraților, după cât strângem suma de 50 de like-uri într-un timp cât mai scurt, bam, repede mă motivează repede să facem și al doilea challenge, adică dacă se strânge în două zile, poi mâine seară, bam, intrăm în portbagaj. Ce să facem în această seară? O să vă arăt imediat. O să mă întind aceste picioare minunate aici, da? Și o să mă las cât pot eu de mult pe spate, așa să mă relaxez. Deocamdată și sper să treacă cât mai repede acest timp, că o să fie îngrozitor să stau o noapte întreagă în mașină, frate, ca prostul. What the fuck, da, fac asta pentru voi, să faceți noi un challenge aici forță pe canal. Și am văzut câteva videoclipuri din astea care au prins foarte bine și de ce nu am să fac și eu, bam, direct. Mă bag acum repede să mă uit la un film, frate. Între timp voi mai apăsați butonul de like acolo și mai dați multe, multe share-uri și lăsați comentarii și abonați-vă la acest canal, forță. O să urmeze videoclipuri retardate în continuare și farse, farate, fiindcă vreau să fac farse și îmi place să fac farse. Na, ba, ba, ba. Hai că mă bag la un serial și revin mai încolo, frate, după ce văd un episod sau două. A, da, stați să vă arăt și câte ceasul, două secunde. După cum vedeți acolo în bord, mai am un pic mai mult de sfert de motorină, că nu-i mai băgai așa. Și e 21:58, frate, da? Și hai că ne revedem mai încolo. Salut din nou aici, tot handicapatul vostru. Bă, sincer, bă, cam luat somn un pic așa, mă uitai la vreo două episoade dintr-un serial. Băi, chiar e super blană serial asta. Adică, bă, frate, să te uiți la serial și să nu-ți dai seama când trece o oră de când bagi acel serial, frate, e incredibil, frate. Dacă vreți să știți și voi care e serialul ăsta de șmecher, lăsați-mi un comentariu și să-mi spuneți jos că vreți să știți numele serialului și eu o să vă răspund acolo la comentarii. O să dau și inimioare la comentarii, fraților. Băi, nu știu ce să mai fac, cred că o să mă uit la un serial, băi, și mă cam luat un pic așa somnul. Deci nu știu ce să fac, frate, m-aș culca, dar mie că până dimineață, până mă trezesc, mă trăiesc ca închilozat, frate, că cine știe cum dorm pe aici, mă trăiesc cu un gât strâmb așa, cu o mână pe partea alaltă, cu una pe colo, cu un picior pe gât, nu știu ce să fac să văd dacă mă culc de-acuma sau nu, nu știu dacă am cum să mă filmez în timp ce dorm, că nu, nu pot să dorm cu lumina, gen blitz-ul aprins, frate, cu lumina aprinsă, că nu ar fi nasol și n-aș putea să dorm, deci vedem cum facem. Vreau să vă zic, mașina e în curte, da? Eu sunt în mașină, tată, dar are cum să intre nimeni peste mine, sau poate doar să mă vadă cineva care trece pe aici pe stradă, să zică, bă, ce dracu face handicapul ăsta în mașină, de să își pune blitz în față și vorbește singur ca prostul. Sau ar putea să vină mami din partea altă sau cineva de la mine în casă și să se ia de mine, așa între ghilimele, să ia de mine, nu se ia de mine, dar face, mai fac ăștia mie mișto de mine, stați liniștit că fac mișto de mine, glumesc cu mine, alea. Provizii nu mi-au luat, frate, cu mine, că nu, n-are, adică n-avea rost să-mi iau, am mâncat înainte bine, mi-au luat cina, pam, 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 chestii trestii, mi-am decât un yogurt drink, un iaurt de băut cu fructe, cu căpșune, ăsta, bam, bam, m-am văzut voi în vlogurile precedente că mai beau de ăsta, cred că m-ați văzut, nu știu, poate m-ați văzut, poate nu m-ați văzut, nu mă știu. Ok, fraților, vreau să vă spun că în fiecare zi m-am apucat de live-uri de Fortnite, sper să putem să le ținem de programul ăsta. Vreau să-mi iau și un alt calculator, că tot veni vorba de asta, să fac și o placă de captură sau un calculator să mă joc și pe celălalt să fac streaming. Și da, vreau să vă zic să intrați acolo în fiecare zi să verificați canalul, să no. Când vă prins notificarea acolo, dacă vă dă YouTube-ul, dacă nu intrați pe canal să vedeți, dacă vreți să mă vedeți acolo pe Fortnite, că de ce nu? Și da, puteți să-mi dați și mie un follow pe Instagram, aveți link-ul de la profilul meu de Instagram și de la profilul meu personal de Facebook în descriere și de la profilul meu personal de Instagram în descriere. Mergeți acolo, dați și mie un follow și o cerere de prietenie dacă vreți să ne împrietenim, dacă vreți să-mi dați un follow. Și da, și cum am zis mai devreme, 50 de like-uri într-o perioadă cât mai scurtă, într-un interval oral cât mai scurt și să zicem noaptea în portbagaj acolo, o să fie super incomod, frate, fiindcă e mai mic și n-am cum să mă întind, o să dorm, chimii dacă dorm, dacă nu, vedem cum facem. O să mă chinui sigur mult mai rău acolo. Deocamdată, vedem ce mai facem. Hai că ne revedem mai încolo.
Băi, am o veste proastă, bă, nu vine să cred așa ceva. Mi-am pierdut cheile, mi-au căzut pe undeva pe aici, printre banchete, printre ăștia și nu știu unde s-au dus, frate, în jos, încolo, sub banchete și nu mai pot să scot să-mi iau cheile de acolo de la mașină și nu mai pot. Vă arăt câte ceasul, dar nu am alt telefon, poate mă, dar nu pot să mă dau jos, că am zis că stau toată noaptea în mașină. Vedem cum fac, poate pot să vă arăt și ceasul. Acum e 12 fără 5 minute sau ceva de genul, că gen eu acum eu filmez cu telefonul. Și da, asta n-am cu frate să vă arăt, că eu filmez cu telefon acum în momentul ăsta. Că na, sper să găsesc cheile, că dacă nu le găsesc e nasol. Nu știu dacă le mai am pe alea de rezervă, avem unele de rezervă, dar nu știu pe unde sunt, că și alea nu le mai găsesc, sunt pierdute. Sper să le găsesc mâine dimineață când mă trezesc sau ceva de genul. Mâine când am timp să stau să le caut, că dacă nu e nasol, frate, nu știu ce. Deci pot să fac când nu mai merg cu mașina, ce fac? What the fuck? Întreb mașina, eu nu pot sta fără mașină. Și mi-au luat permisul, frate, o lună. Eu m-am nebunit o lună aia fără permis. Și da, mi-au luat o lună permisul, dacă vreți să știți de ce mi-au luat permisul, spuneți-mi în comentarii ceva referitor la treaba asta cu treaba că mi-au luat permisul și eu o să vă fac un story time, un videoclip separat față de ăsta și de altele, în care o să vă zic de ce și cum mi-au luat permisul și dacă a fost pe bune treaba, dacă mi l-au luat corect, dacă nu mi l-au luat corect, da? Hai că revenim mai colo, fraților, mai caut un pic cheile, dacă nu mă bag și la un film de groază, frate, cred că mă bag la un film de groază, că dacă tot sunt aici în mașină, singur puznic, măcar să mă sperii și eu de ceva, frate, să fie ceva palpitat în seara asta, în afară de faptul că mor pe aici de plictiseală, mă doare spatele și mă dor toate oasele că stau chinuit pe aici. Mâine dimineață o să mă trezesc, cum a spus și mai devreme, cu capul strâmb și alea. Ne vedem mai colo, fraților, hai da. Perfect, fraților, chiar că m-a luat somnul acum. Mai stau un pic și mă pun să dorm. Deja e 1 și ceva, aproape 2. Mă bag să văd dacă pot să dorm, dacă îmi găsesc vreo poziție sau ceva, frate, și ne vedem mâine dimineață. Sau poate pot să vă filmez în timp somnului meu, în timp ce dorm. Să vedem, hai. Bună dimineața, băieți, sunt rupt în gură, mă doare gâtul, mă doare, ador, eu v-am spus că doar strâmb aici, sigur, mă, să moară, că nu, să înțepenească, eu vă văd bine, unde stai, stai acolo, acolo, bă, ulă, da, ulă, trebuie să caut cheile, să dau bachetele la o parte, mamă, să moară dacă nu se înțepenească la intrare, băi, bă, mi-am dat tricou jos pe mine, că s-a făcut o căldură spre dimineață, că nu, început să bată soarele în mașină și vă dați seama, noroc, am dat un pic drumul la geamuri, așa, și nu, mă doare gâtul, mă doare o mână, cred că am dormit pe ea, cine știe, m-am murțit, sau cine știe, fraților, dacă mai vreți challenge-uri de genul, să moară Veta, dacă nu facem 50 de like-uri la asta, eu nebunesc, că mă doare tot, dar nu mai pot, eu am fost Rusti, fraților, uitați de like, multe like-uri, subscribe și pe cei care sunteți noi, să vă activați toate notificările la acest canal. Uitați să dați un share, să vă vadă, să ne vadă și prietenii voștri, să lăsați un comment și să spuneți ce v-am zis eu aseară. Sau, da, ne revedem la următorul videoclip, pa, pa!